Sărbuna domnilor, bună ziua domnilor! Ne bucurăm să ne revedem la conferința noastră de presă și sigur că ne bucurăm să avem alături de noi o personalitate a județului Giurgiu, pe care o cunoașteți cu toții și pe care o cunosc și giurgiuvenii, la fel ca și dumneavoastră. Domnul Gheorghe Ștefan, fost președinte al Partidului Național Liberal și despre care subiect va discuta mai mult domnul președinte Toma Petcu. Sigur că astăzi sunt sigur că aveți foarte multe întrebări legate atât de politica locală cât și cea națională, la care vă poate răspunde domnul președinte Toma Petcu, domnul ministru Toma Petcu, și având în vedere acest lucru și faptul că este și deputat, sigur că unul dintre subiecte va fi legat și de ce își dorește ALDE pentru această sesiune parlamentară care, iată, a început în forță, așa că îi dăm cuvântul domnului președinte. Da. Mulțumesc frumos, Ionel. Bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur să vă regăsesc după o perioadă puțin mai lungă de timp, dar datorită programului nu avem ocazia să ne vedem atât de des cât mi-aș fi dori eu. Dar probabil că acest lucru o să-l suplinim astăzi. Aș vrea să încep, în primul rând, prin a-l prezenta pe Gigi Ștefan, sau Gheorghe Ștefan, cum este cunoscut. Vreau să vă spun că eu, unul personal, apreciez foarte mult decizia dumnealui de a se alătura echipei ALDE. Un om pe care îl știu din momentul în care a venit în Giurgiu și și-a asumat o organizație destul de grea, destul de dificilă și a asumat și preluarea organizației PNL atunci când poate rezultatele n-au fost cele mai bune și cele mai dorite și cu toate astea a mers înainte. Un om cu care, chiar dacă am fost competitori politici de-a lungul timpului, totdeauna replicile noastre s-au limitat la strict la partea politică, mai puțin la lucrurile personale sau lucrurile care țin de familie și de cei apropiați. Și cred că acest lucru ne dă posibilitatea astăzi să fim aproape, să fim împreună în aceeași echipă. O echipă ALDE care nu doar la nivel național sau nu doar la Giurgiu, cum doriți să priviți lucrurile, se întărește în fiecare zi. O echipă care începe să conteze pe plan politic și o echipă care se consolidează. Am spus de fiecare dată că ne dorim ca în Giurgiu să devenim a doua forță politică, am spus încă de acum 3 ani de zile. Unii poate au fost sceptici, dar ușor, ușor acest lucru începe să se dovedească. Este în continuare obiectivul nostru, chiar dacă la parlamentare am fost atât de aproape să fim a doua forță politică la nivel județean, la nivel de municipiu reușind. Suntem foarte aproape de acest deziderat și consider că prin toată această perioadă parcursă de la alegeri până acum, aproape un an de zile, ALDE a reușit să se consolideze și să cristalizeze un nucleu, o echipă care poate să aducă acest rezultat mult dorit de a fi a doua forță politică în județul Giurgiu. Legat de domnul Ștefan, vreau să vă spun că am avut o discuție în prealabil cu dumnealui și cu președintele partidului, domnul Călin Popescu Tărceanu, președintele Senatului, despre perspective, despre viitor, despre cine dorim de la politică și care este situația reală, situația actuală. Lucru constatat și spus și de noi în permanență este acela că PNL-ul în fiecare zi dovedește că nu mai este acel partid în care cu toții ne-am regăsit la un moment dat cu drag, și eu, și Ionel, și domnul Ștefan. Pe fiecare zi PNL-ul devine, atât la nivel național cât și în Giurgiu, un partid al răfoirilor interne, un partid al conflictelor, un partid care vrea să fie condus doar printr-o strategie de scandal, de permanentă dezbinare și luptă și mai puțin pe situații constructive, concrete și corecte. Cred că această politică dăunătoare pentru PNL a făcut să gonească foarte mulți oameni de bună calitate din toată țara de la PNL și probabil că în perioada următoare vor mai fi veniri către ALDE, atât la nivel național cât și în Giurgiu. Vreau să spun că domnul Gheorghe Ștefan, dincolo de calitatea care a avut-o de președinte al PNL-ului până acum câteva luni de zile, o bună perioadă de timp a fost vicepreședintele Partidului Național Liberal, șeful departamentului sau Comisiei de Agricultură din cadrul Partidului Național Liberal, un om care pe domeniul dumnealui de competență reprezenta o voce puternică în PNL, nu doar pe plan local, cât și la nivel național. Și cred că atât experiența și expertiza dumnealui în domeniu, atât politică cât și administrativă, și de asemenea calitățile umane care l-au caracterizat și îl cunoaște și dumneavoastră la fel de bine ca și mine, sunt cele care ne-au convins, atât pe mine cât și pe Călin Popescu Tăriceanu, să
stabilim împreună că avem proiecte comune, că până la urmă este vorba de a vedea ce lucruri ne unesc, care este viziunea politică, ce ne dorim de la politică în viitor și ce dorim să facem și să obținem împreună. Și cred că toate aceste discuții pe care inițial le-am avut eu cu domnul Ștefan, ulterior și cu domnul președinte Tăriceanu, au ajuns la concluzia că avantajul de a lucra împreună, într-o echipă, este mult mai mare decât acela de a stea ori separat, ori în alte echipe. Și mă bucur și apreciez încă o dată decizia domnului Ștefan de a veni în echipa noastră. În ședința de birou politic teritorial, care am convocat-o pentru ora 16, vom stabili cooptarea dumnealui până la alegerile în cadrul organizației teritoriale ca și vicepreședinte, structura noastră fiind de președinte și vicepreședinți. Va intra în echipa noastră și, bineînțeles, va avea o zonă de responsabilitate în județ, dar și pe domeniu. Pe domeniu vreau să spun că și la nivel național dumnealui va fi cooptat în Departamentul de Agricultură. Eu nu sunt convins că în urma analizei s-ar putea chiar să conducă acest Departament de Agricultură la nivelul ALDE, pentru că experiența și expertiza dumnealui profesional, așa cum spuneam, îl recomandă să ocupe aceste poziții. Cred că ușor, ușor intrăm într-o normalitate politică în Giurgiu, sper eu, aceea ca să se cristalizeze două forțe politice importante, una de stânga și una de dreapta, trebuie să fie întotdeauna un echilibru între, orientările politice ale partidelor, și cred că această forță politică de dreapta care se dezvoltă în fiecare zi în Giurgiu și nu numai, ALDE, este cea care, din punctul meu de vedere, la următoarele alegeri va avea un rezultat mult peste așteptări. Așa cum am spus, la alegerile parțiale de acum 6 luni de zile am obținut un scor politic de 15%. Acum avem iarăși alegeri parțiale în 15 localități din țară, cred, și avem de asemenea așteptări foarte mari, avem candidați foarte buni, personal m-am deplasat în mai multe județe și am văzut ce candidați avem, unele dintre ele chiar susținuți și de PSD, cum ar fi la Botoșani, cum ar fi la Timișoara, candidații ALDE sunt susținuți și de PSD, asta înseamnă că ușor, ușor, baza politică de selecție a partidului se dezvoltă și devine una foarte bună. Același lucru îmi doresc și la Giurgiu și sunt convins că domnul Ștefan, prin experiența dumnealui politică și cunoștințele care le are, poate să îmbunătățească, să aducă lucruri noi în, să spunem, această formulă ALDE și mai ales la nivelul, să spunem, populării partidului cu membrii cât mai buni. Ca să nu trec la alt subiect și o să revin la discursul meu, aș vrea, că tot am reușit să-i facem prezentarea domnului Ștefan, să-i dau cuvântul dumnealui, să-și prezinte argumentele și viziunea dumnealui și de ce a ales ALDE și, bineînțeles, posibilitatea să ne puneți întrebări pe acest subiect, urmând după aceea să trecem la alte subiecte care sunt de interes local și național. Domnul președinte, mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua! Sunt fericit să mă aflu din nou în fața dumneavoastră. De această dată, aici, în sediul ALDE, n-a fost ușor pentru mine să iau decizia de a veni în Alianța Liberalilor și Democraților Giurgiuveni, având în vedere că ultimii 4 ani au însemnat pentru mine multă muncă, multă implicare, multe sacrificii, chiar dacă rezultatele în PNL sau cu PNL n-au fost mulțumitoare, ținând cont de faptul că am luat o organizație fărâmițată total, era și foarte greu să realizăm lucruri extraordinar de măreți. Știți că în primăvară, în Partidul Național Liberal, au avut loc alegerile interne. Au trecut 6 luni de zile și, practic, eu, Ștefan Gheorghe, nu mă mai regăsesc în noul Partid Național Liberal după alegerile interne din primăvară. De ce nu mă regăsesc? Lucrurile sunt foarte simple. Știți dumneavoastră foarte bine, presa giurgiuveană, că în urmă cu 4 ani
nu făceam politică, am fost cooptat de domnul Blaga și de domnul Flutur datorită pregătirii mele profesionale și calităților mele profesionale să fac politica agricolă a partidului. Am fost ales vicepreședinte național, președinte al Comisiei de Agricultură. Astăzi nu mă regăsesc în noul PNL, după alegerile interne, pentru că PNL-ul este total, și nu spun în necunoștință de cauze, este total deprofesionalizat. Dacă vă uitați, dați o căutare pe Google și vedeți cine sunt președinții comisiilor de specialitate din nou PNL, veți constata că niciunul dintre ei nu a lucrat nici măcar o oră în domeniul respectiv. Eu am niște standarde, am niște principii, nu pot face parte dintr-o comisie al cărui șef nu cunoaște domeniul respectiv. Pe de altă parte, în luna ianuarie, am cerut în biroul politic național, ca și la alegerile interne din PNL, să se țină cont de criteriile de integritate. Nu s-a dorit acest lucru și drept dovadă, astăzi, la vârful Partidului Național Liberal, sunt persoane care lunar, săptămânal, dau cu subsemnatul pe la diverse instituții ale statului. Dacă s-ar fi ținut cont de aceste principii, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Iar nu mă regăsesc lângă asemenea oameni. De ce sunt în Giurgiu? Mi-am dorit să fiu în Giurgiu. Am spus totdeauna că iubesc Giurgiu, giurgiuvenii. După alegerile interne din 29 aprilie, atunci când am declarat că PNL-ul a pierdut ocazia să se reformeze la aceste alegeri, mi-am luat transferul la organizația PNL Sector 2, fără însă să nu treacă o zi, să nu țin legătura cu Giurgiu, chiar și cu mulți dintre dumneavoastră reprezentanții presii. Sunt în Giurgiu pentru, la ALDE Giurgiu, pentru că apreciez foarte mult organizația pe care o conduce domnul Dumnezeu Petcu. Sunt în ALDE pentru că am lucrat 4 ani de zile cu domnul Tăricianu în 2005-2009 și am cunoscut în acea perioadă cele mai mari realizări profesionale ale mele. Sunt în ALDE Giurgiu pentru că echipa de aici mi se pare o echipă unită, serioasă, determinată să facă lucruri bune pentru locuitorii orașului și pentru județ și poate că cel mai mult apreciez faptul că au o atitudine și un comportament echidistant față de celelalte forțe politice, ne implicându-se în niciun scandal personal sau de altă natură. Și eu apreciez un asemenea mod de lucru. Sper că prin venirea mea la ALDE Giurgiu și prin ceea ce pot să ofer, ceea ce știu să fac, într-adevăr, să aduc o plus valoare și ALDE Giurgiu la următoarele alegeri să fie a doua forță politică a județului. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mai aveți de adus și alte personalități în Cred că întrebare pentru domnul Ștefan. Sigur, nu vă ascund că în această perioadă mai avem negocieri și cu alți oameni politici sau apolitici, care până acum apolitici, care manifestă un interes destul de mare pentru ALDE. Știți cum este, toamna se numără bobocii și începe, să spunem, să se construiască ceva. Nu neapărat, dar cred că toată lumea a stat în expectativă să vadă ce tip de poziție adoptă ALDE din momentul care ajunge la guvernare, ce tip de atitudine are față de colegi și de parteneri. Și cred că aceste argumente ale noastre încep să contureze și să convingă foarte mulți oameni de bună calitate să vină în ALDE. Și da, răspunsul este da, vor mai veni și alți oameni
repet, și politici și apolitici, de calitate nu. Dumitru Beanu vine? E o variantă. Nicolae Florian? E posibil. Eu am altă întrebare. Domnul George Ștefan este un politician de calibru. Dar cumva peste o parte din membrii pe care are alte. Cum l-au primit? Urmează să... Vom vedea. Nu, am avut discuții, nu, aici trebuie să spun și Ionel e unul din martori și nu doar el, și domnul secretar general de la municipiu, domnul Gâdea. Am avut discuții cu majoritatea colegilor, tete-a-tete sau telefonice, și le-am spus despre intenție și vreau să vă spun, nu neapărat că a fost o surpriză, mă așteptam, dar mi s-a confirmat părerea, n-am avut nicio reacție negativă sau nicio apreciere negativă la adresa domnului Ștefan, ba din contră, majoritatea colegilor au crezut că este, au spus și sunt convinși că este o decizie foarte bună care consolidează partidul. Deci nu se pune problema chiar absolut deloc și aș fi putut să comentez pe acest lucru, pentru că, repet, poziția noastră din campanie a fost, și aveți multe înregistrări, afară de unele chestii, dispute politice de moment de campanie, dar netrecând bariera politicului și neajungând în alte zone, acest lucru ne-a dat posibilitatea să ne unim într-o idee ulterioară. Și una dintre calitățile multora dintre membrii ALDE, că ați spus că unii nu prea au calități, dar una dintre ele este că apreciază valoarea. Nu. Haideți să vă spun ceva și până ne întreabă și domnul Mandu. ALDE începe să devină ușor-ușor un partid de calibru și cred că această venire confirmă acest lucru. Un partid de calibru cu mulți oameni de calitate și care este structurat. Eu vă asigur că avem capacitatea fiecare dintre noi să ne facem o analiză și să știm fiecare pe ce poziție suntem. Mai sus, mai jos, mai în stânga, mai în dreapta, dar important. Și cred că cu o singură excepție în vară, dar, mă rog, n-a fost vina noastră, a fost vina lui, a domnului Mateescu, care a decis între locale și parlamentare să plece, nimeni care a venit în ALDE nu a plecat. Deci, cred că este un lucru foarte important. Adică ALDE a tot adăugat, a adus oameni buni de calitate în această perioadă și am încercat să creionăm o echipă cât mai mare în care fiecare să-și regăsească poziția. Vă ascult. Președintele de la Tineret. Nu l-am pierdut noi, s-a pierdut el. El nu și-a dat demisia din ALDE, nu mai poate să fie președinte la Tineret. Asta e viața. Am spus adineauri, va fi cooptat ca vicepreședinte. Structura noastră, pe statutul nostru aprobat, avem președinte și vicepreședinte și membri. Asta e formula. Deci după președinte, funcția, să spunem, cea mai mare, dacă să vă spun concret, este cea de vicepreședinte. De altfel, trebuie să completez, să vă spun că în urma discuțiilor cu domnul ministru, eu nu am cerut absolut nimic. Corect. N-am cerut nicio funcție, da. Nu vreau să iau locul nimănui, vreau doar ceea ce am cerut și în PNL, să am posibilitatea să muncesc și să mă implic. Domnul ministru, aveți acum la ALDE doi dintre foștii președinți, ultimii președinți. Asta mi-am notat și eu. Asta mi-am notat și eu. Haideți să vă spun ceva. Eu am avut discuții inclusiv cu domnul Mustățea despre domnul Ștefan și cu domnul Ștefan despre domnul Mustățea. Și vreau să vă spun că, chiar dacă, să spunem, au fost ei la un moment dat pe o luptă așa pe un picior de luptă, pe un contrapie, timpul, chiar și în cazul domnului Mustățea, l-a făcut mai înțelept și a înțeles că, până la urmă, o echipă trebuie construită cu toți oamenii de valoare care vin în ea. Pe de altă parte, vreau să vă spun că la ALDE Giurgiu, în momentul când se ia o decizie, noi nu putem să luăm o decizie în funcție de părerea unei singure persoane sau mai multe. Dar, repet, chiar și domnul Mustățea a avut, dincolo de conflictul din anul anterior, o părere foarte bună și pozitivă legat de venirea domnului Ștefan. Și eu vă asigur că și domnul Ștefan și domnul Mustățea se vor înțelege foarte bine, vor colabora foarte bine, pentru că sunt doi oameni cu experiență politică și administrativă și doi oameni, așa cum a spus dumneavoastră, care ultimii doi președinți ai PNL-ului. Repet, cu bune și cu rele, toți facem greșeli, toți avem defecte, dar sunt ultimii doi președinți ai PNL-ului. Cred că... Păi mai vine și pe Iaduș și vă cere și Anton să se înscrie... Domne, la Anton am rezerve. La Beanu... Nu. Domnul Anton a cochetat cu ALDE, n-a fost hotărât, n-am putut să-l obligăm, a fost decizia dumnealui. Dar, repet, haideți să vă spun ceva. Eu nu pot să accept în partid oameni care, din momentul în care intră în partid, singurul lor scop ar fi să se răfuiască personal cu persoane din alte partide.
Și personal, dincolo de faptul că nu am vrut să intervin până acum în acest scandal local, la un moment dat și național, pentru o scurtă perioadă de timp, dintre PSD și PNL sau dintre liderii acestor partide, vreau să vă spun doar atât. Personal dezavuez astfel de acțiuni în care cineva, neavând argumente politice, instituționale, administrative, doar să producă scandal și ceartă și să folosească partidul pentru a-și plăti anumite polițe, eu vă spun că în ALDE nu o să permit nimănui să facă acest lucru nici în interior și nici în afara partidului. Dacă avem argumente care țin de ce v-am spus, de activitate politică, de activitate administrativă, de viziune, de idei, de perspectivă, de acord, putem să fim în contradicție cu orice partid. Dar în momentul când trecem la lucrurile personale care țin de anumite tipuri de activități pe care nu le agrez, eu vă spun că în ALDE acea persoană nu se va mai regăsi, indiferent cum se numește. Domnule președinte, ne puteți spune un singur nume de activist politic în jurul pe care nu l-ați numit sub nicio formă în ALDE? Nu, 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 Floricel. Probabil că Marin Anton. Nu știu. M-ați întrebat. Marian Măroiu, Noru Stănișteanu, m-am dat 3 deja. Nu. Tu să știi. La Barbu am rezerve. Trece și la altă. Dacă m-ați închis subiectele, dacă îl convinge Jim, s-ar putea să vină. Repet, nu, eu mi-am dorit la un moment dat și trebuie să spun acest lucru, să lucrez și cu Maria Măruiu și am avut discuții cu el acum 2 ani de zile aproape să vină în ALDE. Dumnealui a avut, mă rog, atunci o indecizie și și-a luat propriul drum. A fost decizia lui, lucrurile s-au separat. Dar cred că așa cum acționează și el la ora actuală, cu toate că îl văd că el e mai rezervat în a intra în acest conflict dintre cei doi lideri PSD și PNL și văd că nu este foarte activ, dar probabil că susține poziția președintelui Marin Anton, cred că altfel nu se poate, nu se explică. Mă așteptam la el să aibă o reacție și puțin să se delimiteze de acest tip de activitate și cred că, mă rog, poate de asta am spus că nu aș accepta. Legat de Marin Anton, repet, acea poziție de forță, de scandal, de plângeri permanente, de hărțuire personale, nu politice, nu mă regăsesc. Nu pot să fiu partizan cu așa ceva. Iar Noru Stănișteanu nu văd o perspectivă politică. Mai aveți întrebări? Pe subiectul ăsta? Domnul Gigi Ștefan deviat spre PNL-PSD. Dacă nu, aș vrea să trec la următorul subiect legat de intențiile care le are la ora actuală coaliția majoritară PSD-ALDE legat de această sesiune parlamentară. Și cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l discutăm, și chiar am mai avut discuții și cu domnul Ștefan pe acest domeniu, legile justiției. Nefiind un practicat de drept sau jurist, dar vreau să vă spun că modificarea legilor justiției sunt necesare. Ne-am asumat acest lucru, a fost un lucru asumat atât de Călin Popescu-Tăriceanu, cât și de coaliția PSD-ALDE, și cred că dezbaterea lor în Parlament este foarte benefică. Domnul Tudorel Toader și-a adus contribuția dumnealui la draftul de lege, de modificări. Sunt convins că în Parlament, acolo unde este forul, poate din punctul meu de vedere, unde dezbaterile pot să aibă cea mai mare dinamică și reprezentativitate, dezbaterile din Parlament vor reuși, pentru prima dată după foarte mult timp, ca România să aibă cel mai bun pachet de lege al justiției. Legea ale justiției care sunt necesare pentru a pune ordine într-un sistem care, de-a lungul timpului, fiecare majoritate parlamentară sau guvern a adăugat unele lucruri fără să facă o sinteză asupra sistemului în general și o analiză foarte serioasă asupra întregului sistem. Vreau să vă spun că am vorbit cu domnul Toader despre aceste legi și la cât de bine îl cunosc și vreau să spun că este un tip foarte analitic și care studiază foarte bine tot ceea ce decide. Cred că pachetul propus de dumnealui este foarte bun. Într-adevăr, probabil că prin dezbatere, prin modificările din Parlament, vor mai fi o serie de modificări, de argumente pro și contra,
dar în comisii și de asemenea prin decizia politică sunt convins că va rezulta cel mai bun pachet legislativ. Este foarte important pentru noi să se întâmple acest lucru. Bineînțeles, urmează să fie dezbătută în Parlament și să fie dezbătută în Parlament și legea pensiilor. O lege foarte importantă, așa cum spunea domnul ministru Vasilescu, în care, mă rog, dorim să reglăm acest sistem așa cum a reușit și cu legea salarizării unice. Reglarea unui sistem de pensii care, tot așa, datorită timpului s-au adăugat sau s-au scos fie prevederi legale, fie prin ordonanțe de guvern sau hotărâri de guvern. Cred că lucrarea de sinteză care o elaborează Ministerul Muncii va fi una foarte bună și va fi depusă, trimisă către Parlament și sunt convins de asemenea că prin dezbaterile din Parlament vom reuși să aprobăm în această sesiune parlamentară o lege foarte bună pe domeniul muncii. Sunt câteva proiecte importante, proiecte de viitor, proiecte de perspectivă care vor da posibilitatea așezării, să spunem, a două sisteme importante, cea legate de muncă și de pensionare și cea legată de justiție, pentru stabilirea și, mă rog, să avem o predictibilitate în următoarea perioadă, atât din punct de vedere al legilor justiției, cât și pentru pensionare, pentru că, repet, am avut ocazia să văd în această perioadă foarte multe excepții, plecând de la legile speciale, dar și sectoriale, multe excepții sectoriale pe domenii de activitate, care cred că nu sunt sănătoase pentru sistemul de pensii actual din România. Bineînțeles, în această perioadă se face o analiză destul de serioasă și la nivelul activității secretarilor de stat. A fost o decizie în coaliție. ALDE având la nivel național un număr de 22 de secretari de stat și președinți de agenții, șef de agenții cu rang de secretar de stat. Se va face o analiză fiecare minister pe domeniul de activitate și face analiza propriilor secretari de stat. Am realizat-o și eu și am înaintat-o către cabinetul primului ministru, urmând ca în coaliție să se facă analiza asupra activității lor, pentru că ritmul de muncă în toate ministerele este unul foarte intens, pretențiile și așteptările sunt foarte mari și ca atare fiecare dintre noi trebuie să aibă capacitatea să păstreze ritmul cu aceste cerințe, în primul rând stabilite prin programul de guvernare, dar și prin deciziile care se iau în coaliția de guvernare PSD-ALB de la fiecare ședință în care se analizează aceste aspecte. Suntem în progres cu proiectul de buget și vreau să vă spun că pentru prima dată, după mulți ani de zile, vom reuși să aprobăm legea bugetului în luna decembrie. Este un deziderat, ne-am asumat acest lucru și se lucrează intens. Vreau să spun că va fi un buget pozitiv în care, pe lângă creșterile care sunt stabilite, atât ale salariului minim de la 1 ianuarie, cât și modificarea și aplicarea legii pensiilor de la 1 iulie, vreau să vă spun că, dincolo de aceste măriri, bugete și sume foarte importante vor fi alocate pentru dezvoltare, pentru investiții noi și pentru continuarea celor care sunt în curs la ora actuală. De asemenea, un capitol destul de important este face referire la atragerea de fonduri europene și avem ținte foarte bine stabilite acolo. Sper ca pe zona de infrastructură să reușim să atragem foarte multe fonduri în următoarea perioadă. Agricultura este campionul de departe al acestui an. Sunt convins că și în anul următor competiția va fi aceeași. Am reușit să acredităm toate AME-urile de la Ministerul Fondurilor Europene și ușor-ușor încep să se depună proiecte, să se semneze contracte. Ați văzut, pentru spitale, pentru toate drumurile județene ne-a asigurat domnul ministru Nica în ședința de guvern că vor fi semnate toate contractele până la sfârșitul anului pentru modernizare. Eu consider că lucrurile ușor-ușor încep să se așeze pe un făgaj bun și foarte bun. Important este ca fiecare dintre noi să ținem ritmul și să fim evaluați atât politic cât și administrativ, politic de coaliția de guvernare, din punct de vedere al activității profesionale administrative de guvern, de fiecare dată și să ne asigurăm că toate măsurile care luăm, dincolo de a fi în conformitate cu programul de guvernare, să fie interesul cetățenilor. V-am spus câteva lucruri care se discută în coaliție și sunt pregătite pentru următoarea perioadă. Sunt convins că toate aceste măsuri și altele la care n-am făcut referire
vor duce la creșterea nivelului de trai al populației în următoarea perioadă. Am fost, numai puțin, domnule Iconescu, am fost întrebat și în alte conferințe în țară care este relația dintre Călin Popescu Tăricianu și Liviu Dragnea, care sunt relațiile în coaliție, care sunt relațiile între domnul prim-ministru Tudose și cei doi președinți ai PSD și ALDE. Vreau să vă spun, ca un om care participă destul de des la aceste ședințe de coaliție, relația este una foarte bună de colaborare, de sprijin reciproc și de asumare împreună a tuturor deciziilor care se iau la nivelul coaliției și transpunerea lor în legislație, în practică. Și cred că acest tip de colaborare poate să ne aducă, să spunem așa, rezultatele pe care ni le-am propus cu toții. Da, domnul Diaconescu. Da, vreau să vă întreb, ați vorbit despre o serie întreagă de lucruri extraordinare, frumoase, legi de justiție, legea pensiilor. Mai puțin mi-ați vorbit despre legea salarizării unice, un scandal întreagă asta. Nu, acolo e scandalul pe CSS și CSS. Puteți să spuneți ceva și despre prețul, domnul ministru. Prețurile la energie, prețurile la alimente, prețurile la combustibil. Știți cât e un nou? Da, sunt convins că n-ați mai fost la viață. Tocmai ieri. E 80 de lei. 0,80. Nu, 0,80. Da? Da. Adică de la 0,4 s-a dublat prețul. Am văzut pe domeniile în care nu pot să spun că am o activitate directă, am văzut discuțiile din mass media ca și dumneavoastră și acolo am văzut justificarea specialiștilor din domeniu care spun că datorită creșterii în regiune sau deficitului de producție din regiune, datorită acestei presiuni, s-a dus la creșterea prețului la livrare, la poartă, la fermele de găini ouătoare. Alții au pus-o pe seama trecerii la perioada de iarnă și la frig. Nu sunt specialist în domeniu să vă spun, dar... Dacă iei un carton de ouă de la Lidl, de la Penny, de unde așa, și îl desfaci la interior, am constatat și acum vreo două săptămâni, spune Polonia, nu știu ce. Asta nu mai aruncăm pe presiunile noastre de aici. Pe ce? Nu, repet, eu am spus ce am văzut că au spus specialiștii fără să fie domeniul meu de activitate și nu sunt eu un specialist în domeniu. În schimb, am văzut justificarea aceasta legată nu de prețul local din România, ci de prețul regional, de prețul contextului european. Am văzut anumite justificări. Repet, acest lucru l-am văzut în mass media. Legat de prețul, putem să răspundem? Putem să răspundem? Haideți să discutăm și de prețurile la combustibil. Prețurile la combustibil, din punctul meu de vedere, au fost stabilite aceste majorări, poate să spunem, de mari furnizori la pompă. Din punctul meu de vedere, fără a ține cont de faptul că atunci când s-a scos această acciză de mult discutată din ultima perioadă, ei nu și-au micșorat prețurile. Ba mai mult, prin scoaterea celor prin Parlament 109 taxe, a fost scoasă și taxa de stâlp, care se spunea că are o influență foarte mare în prețul combustibilului. N-am văzut nicio micșorare nici atunci. În schimb, acum când s-a produs această modificare de acciză, s-a spus, domnule, să mărește prețul, dar nu neapărat modificarea de acciză, că e context european, prețul pe baril, lucrurile care nu le-au ținut, cont anterior. Vreau să spun că s-a semnalat de către autoritățile competente în domeniu și chiar de către prim-ministru către Consiliul Concurenței să se verifice dacă aceste majorări ar fi trebuit să fie efectuate și de ce atunci când au avut posibilitatea să micșoreze tarifele, de ce n-au făcut-o? Pentru că, repet, nu poți să ai două măsuri diferite și două aprecieri diferite în funcție de cum îți convine ție ca și furnizor. Și cred că aici trebuie să ducă discuția pe prețul combustibilului. Iar pe prețuri la energie, am văzut decizia NRE-ului și am discutat-o la energia electrică. Noi am spus fără echivoc că n-ar fi trebuit să fie aceste majorări, că dacă ne uităm pe ultimele două luni de zile și așa va fi, asta va fi trendul până la sfârșitul anului, prețurile pe PZU, cele care au fost foarte mari în perioada de vară, au scăzut foarte mult pentru că s-au realizat contractele bilaterale care nu erau realizate tot de către ANRE și n-am înțeles de ce le-au aprobat aceste majorări, pentru că automat influența
producerii de energie pe eoliană din ultima lună, care este foarte ridicată și va crește în perioada de toamnă și de iarnă, va avea influență în prețul general, dar nu o să observăm niciun fel de micșorare. Iar la gaze, decizia a fost amânată de fosta conducere a ANR-ului. Actuala conducere a ANR-ului, am vorbit cu domnul Chiriță, președintele ANR, astăzi de două ori, a spus foarte clar că sunt în analiză și vor face o analiză serioasă dacă se justifică aceste majorări la gaze. În schimb, observăm și eu și el am observat în piață o nervozitate foarte mare a furnizorilor de profil din domeniu și chiar unele declarații a celor de la ENGIE astăzi legate de stocuri și de prețuri. Aceste declarații vin în contextul în care ei consideră că ar fi trebuit să li se acorde acea majorare solicitată fostei conducere a ANR, să li se acorde de actuala conducere. Și au venit cu unele declarații care, din punctul meu de vedere, n-au niciun fel de susținere și am și comunicat în sensul ăsta. Rezervele de gaze au fost constituite, stocurile de gaze au fost constituite conform legislației în vigoare, adică atât cât a stabilit ANR o capacitate de magazinare pentru RomGaz, companie gestionată de stat, și-au dublat. Insuficiente și suntem nevoiți să importăm gaz după piața. Păi, poate aștepta să vă răspund. Ideea este în felul următor, că stocurile au fost constituite conform cerințelor ANR, ba chiar cu cantități duble. S-au asigurat cantitățile de gaze pentru toți consumatorii, fie că vorbim de complexele care produc energie electrică și termică pe gaze, că vorbim de consumatorii din industrie, s-au asigurat stocuri pentru toți, fiecare societate a avut posibilitatea să cumpere în avans și să facă rezerve stocuri de gaze, poate cei de la ENGIE nu s-au mișcat foarte bine în această zonă, asta este problema lor și este decizie de politică comercială, este o decizie a companiei în care statul nu poate să intervină de niciun fel și vreau să vă spun că la ora actuală așa cum este, mă rog, cum este realizată magazinarea, nu se impune niciun fel de import. Anul trecut, când s-au realizat cantități cam cu 10% mai mari de magazinare, am avut o rezervă din totalul de magazinare cam la 20% care ne-a rămas ca și rezervă la sfârșitul iernii. Deci s-a magazinat degeaba vreo 500 de milioane de metri cubi care generează costuri de magazinare. Și cantitatea aceasta n-a fost folosită. Tot în iarna trecută, când am preluat mandatul, în ianuarie și februarie, când au fost vârfurile de iarnă, au fost importuri, să spunem, zilnice, sau cel puțin pentru două zile, realizate de cei doi mari furnizori, E.ON și ENGIE, importuri care au venit să echilibreze sistemul, dar nu din cauza că nu avea cantități, nu îi existau cantitățile necesare, dar din cauza atâta temperaturii foarte, foarte scăzute, pe de altă parte, cât și a consumului, presiunea și în rezervele de gaze, cât și presiunea în conducte a scăzut foarte mult și atunci pentru echilibrarea sistemului, pentru perioade foarte scurte, repet, care n-au depășit două zile, a fost nevoie de importuri pe vârfurile de consum. În rest, această dorință a unora de a li se majora și să le se accepta propunerile lor de majorare a tarifelor, eu tot timpul am făcut apel și la fosta conducere a Autorității Naționale de Reglementare Energiei și actualei conduceri să fie foarte atentă în analiza deciziei și atunci când își asumă o decizie să o justifice foarte bine. Pentru că orice majorare fără o justificare chiar nu stă în piață și n-ar trebui aprobată doar că cineva își dorește acest lucru. Există o posibilitate să scadă prețul la energie electrică la carburant sau la gaz? Această oportunitate ar putea să apară în momentul în care piața va fi liberalizată total. Și pentru energie electrică, piața va fi liberalizată total de la 1 ianuarie 2018. În afară de această condiție de liberalizare totală, mai trebuie să avem o condiție care ține de capacitatea de producție. Important ca România să aibă capacitate de producție suficientă cât să producă excedent de energie și România, vreau să vă spun că pe primele deja 10 luni de zile este exportator net de energie, ceea ce înseamnă că am produs mai mult decât am consumat și am avut capacități și de export și am exportat și în perioada care vine exportul va crește pentru că energia verde este atractibilă pe piață. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că odată cu liberalizarea și interconectarea, suntem într-o piață regională și europeană de energie și întotdeauna aceste prețuri, ale noastre interne, cât și ale vecinilor, le vom influența între noi.
și tot timpul vor fi schimburi de energie și contracte de tranzacționare, dar competiția cu liberalizarea totală a prețului și a faptului că inclusiv dumneavoastră acasă puteți să renunțați la furnizorul care l-aveți acum de ultimă instanță, furnizorul tradițional, să vă duceți pe piață și să achiziționați alt serviciu de furnizare care de regulă, și este statistică dată de ANRE, este mai ieftin cu 10%, înseamnă că vă creează dumneavoastră această posibilitate. Dacă mâine spuneți, vreau ca în afară de ăștia de la Enel, care vă furnizează dumneavoastră energie, mă duc pe piață și vreau să mai să achiziționez din altă parte. Eu vă garantez că minim cu 5% vă scade factura, poate să ajungă și până la 10% în funcție de cantitatea consumată și de negocieri. Da, da. Bineînțeles, ei sunt proprietarii rețelelor, dar că pot să furnizeze și alți și alt furnizori. Nu, termenul de liberalizare n-a fost niciodată 2020. În 2021, la sfârșitul 2020, ne expiră nouă posibilitatea de a proteja consumatorul vulnerabil. Ce înseamnă asta? Oamenii care au probleme și nu pot să-și plătească energia electrică beneficiază de subvenții și de tarife mai mici. Atât. Nu, astea sunt la energia termică, ce spuneți în aprilie. Noi vorbeam de să acordă subvenții și pe energie electrică. Noi vorbim dumneavoastră ce spuneți în aprilie, este valabil pentru energia termică. Aici am avut o discuție și cu doamna Firea și cu doamna primar general Firea și cu domnul ministru al dezvoltării și viceprim-ministru despre acest subiect și o să solicităm comisiei o derogare de la acest lucru, pentru că noi oricum avem posibilitatea ca până în 2021 să protejăm consumatorul vulnerabil atât pe electricitate cât și pe energie termică. Am și o întrebare pentru unul politic, nu neapărat pentru un ministru. Dumnezeu într-o țară stabilește o agenție și cât ai dreptul să-ți faci stocuri? Agenția de reglementare. Modelul european este ca pe anumite domenii de activitate, cum este ANCOM-ul care au pe comunicații, cum este ANRE-ul care au pe energie electrică și gaze, pe energie în general. Există agenții specializate de reglementare care au aceste drepturi stabilite prin legislația europeană, prin directive europene, nu prin Trump, că am scris noi legile. Toate sunt transpuse din directive europene și toate atribuțiile lor sunt preluate de acolo. Nu știu. Depinde ce aprecieri, cât de aprecieri sunt. Habar n-am. Există un scandal în presa națională referitor la președinte. Nu am cunoștință. Ce ne puteți spune despre? Repet întrebarea, Mihiță, că urmăream pe Cristina și nu puteam. Da. Zi tu, Jim, că zici mai frumos. O să spună el că el a început și eu am preluat materialul. Haideți că am înțeles ce vrei să spun. Națională, nu toată presa națională. Nu contează. Nu, dar s-ar putea să se extindă. Am înțeles. Haideți să vă spun ceva. De-a lungul timpului, și dumneavoastră care sunteți giurgiuveni ca și mine, ați observat că în jurul unor, mă rog, clanuri sau anumitor persoane mai dubioase au fost tot felul de... Au fost tot timpul de scandaluri, de probleme și de discuții. Teo Mușat este un băiat pe care eu îl apreciez și care, chiar dacă s-a implicat în politică doar de 2 ani de zile și n-are experiență politică, este un băiat care încearcă și vrea să facă foarte multe lucruri, un băiat într-o familie bună, cu pregătire bună, cu calități foarte bune. Din păcate, pentru el, n-a înțeles că în momentul când intri în politică, din păcate, repet, ar trebui ca anumiți oameni cu care ai fost prieten de mic, cu care ai crescut, cu care poate, nu știu, te-ai jucat, ai avut anumite experiențe, nu mai poți să ai același nivel de prietenie, aceeași, să spunem, apropiere. Și acest lucru trebuia și el să-l înțeleagă, dar, mă rog, a fost decizia lui și eu chiar nu sunt adeptul de a impune cuiva cu cine să fie prieten sau cu cine să aibă discuții și cu cine să se întâlnească, dar de aici, de la această prietenie și apropierea lui cu aceste persoane dubioase, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, până a stabili că el are vreo legătură directă, acest lucru poate să stabilească anumite instanțe. În rest, eu vă asigur că el este un băiat destul de serios și de capabil să facă o muncă politică. Într-adevăr, a înțeles și el că în momentul când intri în politică la un nivel mai mare,
toată lumea este atentă și mai ales dacă stai și în jurul unor oameni care mai contează, toată lumea este atentă la ce faci. Și chiar dacă tu consideri că e normal să te vezi cu un prieten de 20 de ani de zile cu care ai crescut și să, nu știu, să bei un pahar cu vin și să ai o discuție, aceste lucruri, din păcate, sunt considerate anormale în ziua de astăzi și te introduc în aceeași categorie. Oamenii te cataloghează ca fiind exact ca acele persoane cu care tu stai de vorbă. Nici nu trebuie. Eu pot să mai fac politică? Da. Dar poți să faci pușcărie. Păi de ce să nu puteți? Păi nu, 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 nu. Haideți să vă spun, ceva. Nu văd de ce ar afecta imaginea, absolut deloc. Repet. Nu, 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 repet. La el se vede, băi, da, da, asta gestionează și poate și gestionarea relațiilor, dar repet, această idee că în momentul când intri în politică trebuie să te dezici de tot ce ai reprezentat tu până acel moment și toți prietenii tăi anteriori, pe eu vreau pe fiecare și putem să discutăm la fiecare în parte, inclusiv la mine, despre ce prietenie am avut, avem și o să avem. Păi nu, nu, păi da, 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 da. Eu vorbeam în felul următor, te orice persoană publică e Teo. Păi da, și inclusiv pe mine, da. Deci care sigur, dar de a vedeți dumneavoastră, ideea că impuneți această diferență între omul politic și omul simplu e o greșeală pe care o faceți. Eu nu aș impune. Pentru că un om politic, un om politic devine, poate să devine peste noapte un om simplu și invers.